Dacă vrei să mă susții, poți folosi codul Andriru pe itemshop și dacă cumperi de peste 500 de V-Bucks, o să te adaug la prieten dacă îmi trimiți filmare pe Instagram. Mulțumesc! Salut tuturor, eu sunt Andri și bine v-am regăsit la un nou episod. De această dată ne jucăm din nou Simon Spune cu abonații. De această dată o să fim 16 persoane. Am reușit într-un final să fim 16 persoane fără nicio problemă. Data asta ne-am mișcat destul de rapid, relativ rapid față de celelalte dăți. Ne jucăm tot pe harta asta pentru că mi se pare o hartă destul de potrivită pentru ceea ce facem noi. Și de data trecută n-am apucat să ne jucăm toate minigame-urile. Iar de data asta se vede și mult mai luminat pentru că nu mai este Halloween și totul a revenit la normal. Nu uitați, dacă vreți să mai facem clipuri din această serie, să dați pe butonul de like și dacă sunteți noi să vă abonați. Și dacă vreți să participați la următorul clip, nu uitați să folosiți codul AndreiRu pe item shop și să ne trimiteți filmare pe Instagram când cumpărați de peste 500 de V-Bucks pe item shop, ok? Hai să dăm drumul la meci. Regulile deja cred că le știe toată lumea. 3, 2, 1 și în momentul ăsta jocul a început. Nu aveți voie să faceți nimic în plus, nimic în minus. Hai să vedem cum vă descurcați. Să facem așa de test, chiar dacă de fapt e realitate. Stai, mă spune, lăsați-vă jos. Stai, mă spune, ridicați-vă. Foarte responsiv, deci foarte responsiv oamenii. Haideți să veniți acum cu mine. Așa, Simon spune, alegeți-vă o lamă sau un chest. Hai. Simon spune, alegeți-vă o lamă sau un chest. Cineva a spart-o? Unu a spart-o. V-am zis o să spargeți? Sper că e ok. Puteți să vă spargeți lama în momentul de față. Care o sparge? Care o sparge? M-au zis că a spart-o careva. Că voia să o spargă careva. Nu n-am apucat să-l văd. Mă rog, deschideți-vă lama sau ce stu, Slime, mă spune. Lutați și în interior, Slime, mă spune, lutați și în interior. Acum puteți veni afară. Veniți afară, hai, toată lumea afară, toată lumea afară. Hello! Salut, ce zici, frate? De ce crezi că ești singurul care... No, 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 te duci înapoi, Slime, mă spune, veniți afară. Doamne, frate. Mai suntem, cred că 14? 14 suntem în total, 13. Frumos, frumos. Acum, o să am nevoie de balon. Care are să-mi dai și mie un balon? Balon, 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 balon. Care vrea să-mi dai și mie un balon? Ți-am zis, Simon spune. N-am zis, Simon spune. De ce mi-ai dat? Ok. Bă, se va termina destul de rapid. Haideți după mine. Veniți aici, la linia asta. Simon spune, stați la linia asta aici, hai. La semnalul meu, cine ajunge ultimul o să piardă, ok? La semnalul meu, da? 3, 2, 1 și... Apreciez, chiar mă așteptam să... Tu ce dai emote, frate? Nu ți-am zis să dai emote. V-am zis nimic în plus, nimic în minus. Pisică, mă auzi? Nimic în plus, nimic în minus, hai. Simon spune, dați-i drumul la cursă, hai. Când au visit, ai mă spune, mamă, direct sau de zici nebun, bulut. Hai să vedem, care ajunge ultimul e mort. Nu vă dați-vă din drum, dați-vă din drum, dați-vă din drum. Mă interesează ultimul. Oh, hello, tu până aici te duci, gata. Robotul, ai ceva de zis în apărarea ta? Nimica? S-a făcut cu mâna. Hai, Eddie Gaming, îmi pare rău. Eddie Game a jucat și în episodul trecut, aparent, pentru că e și astăzi, super, super. Deci v-am zis, dacă vreți să jucați, trebuie doar să mă aveți la prieteni și să fiți pe fază și pe Discord când o să facă anunțul. E foarte simplu. Așa, Simon spune, alegeți-vă fiecare cât un cub. Perfect, perfect. Acum, o să am nevoie de cubul verde. Cuburile verde să vină aici. Stai, mă spune, cuburile verzi să vină aici, ai. Așa, frumos. Deci, cuburile verzi. Stai, mă spune, primul care nimerește culoarea roșie câștigă. Dați drumul. Cel care pierde, moare. Mamă. Oh! Nu, nu te arunca. Oh my god, avem un câștigător aici. Te poți duce acum la loc? Te poți duce la loc?
are experiență de data trecută, dacă nu mai țineți minte data trecută, exact același lucru s-a întâmplat, dar numai că tu ai fost atent. Stai, mă spune, du-te înapoi. Bravo, bravo, ce fericit e. Poți să-ți dai jos baloanele, spune Simon. Așa. Acum, o să am nevoie de cuburile galbene. Stai, mă spune, cuburile galbene, veniți aici. Uite așa o să facem acum cuburile galbene. Vreau ca fiecare să-și ia o poziție, uite, unul aici și unul în partea cealaltă. Stai, mă spune, luați-vă poziție. Unul în partea asta, unul în partea cealaltă. Iar acum, la semnalul meu, o să intrați în arena amândoi și o să vă bateți cu pickaxe-urile, ok? La semnalul meu, 3, 2, 1 și... Stai, mă spune, la semnalul meu, începeți bătaia. GG. Lăsați puțin în urmă, a avut puțin lag. Hai, vino cu mine, stai, mă spune, vino după mine. Poți să te duci la locul tău. Avem aici un câștigător, bravo, 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 bravo. Și am uitat să mai zic, da, cred că deja știți. Nu știu dacă am zis. Astăzi, toți se duelează pentru un premiu de 1000 de V-Bucks. Ca data trecută pe Item Shop. Ia uite cum dă din cap, știu că îți place, nebunule. Haideți aici, stai, mă spune, veniți aici. Doar aceste două carturi, doar acesta și acesta. Trebuie să vă învârtiți în jurul acestor două carturi. Iar la semnalul meu, când trag un glonț, o să trebuiască să luați un loc pe carturi, ok? Deci Simon spune, începe jocul. Așa. Începe jocul, am zis așa. Mă rog, nu o să fac de seama asta. Hai, da, schimbați-vă aici. Deci, când o să trag, o să trebuiască să vă luați un loc. Deci, la glonțul meu, poate să fie oricând, o să trebuiască să vă alegeți un loc. Voi sunteți nouă, iar sunt doar 8 blocuri. Mamă, ești nebun cât de rapid a fost. Mamă, și tu ai trecut fix pe lângă, bă. Ai ceva de zis în apărarea ta? Boss? Boss? Ceva de zis în apărarea ta? Ia zi. Nimor, nimic? Am înțeles. Stai pe loc! Stai pe loc! Simon spune, coborâți de pe carturi, hai. O să trească fiecare să se arunce de pe treburile astea. Iar cine ajunge cel mai departe câștigă. Iar cine ajunge cel mai aproape, cine sare cel mai puțin, pierde. Simon spune, primul să încerce. Puteți să încercați ori cu de pe rampă, ori nu de pe rampă, cum vreți voi. Hai, pe rând, pe rând. 1. Acum tu, hai, pe rând. Haide, băs, tu, dă-i. Bum. Bravo. Ohoho, văd, asta e glumă, nu glumă. Hai. Dă-i, 3, 2, 1 și. Bine. 3, 2, 1 și, hai. Mă. Stai acolo, nu te mișca. Urât, urât, hai. Stai, mă spune, dă-i. Bravo. Încă o dată. Bine. Încă o dată. Stai, mă spune, încă o dată. Deja înțelegeți că trebuie să... Nu mai trebuie să-ți mai zic, stai, mă spune. Stai, mă spune, hai, dă-i. Tu stai acolo, vere. Deja știi. Uite! Ăsta... Ăsta a murit. Din păcate, ăsta a aterizat aici. Iar tu, pisico, ai aterizat aici. Deci tu ai murit. Iar tu ar trebui să mori. Iar tu ar fi trebuit să mori pentru că tu te-ai mișcat de pe loc. De ce te-ai mișcat de pe loc? Ia spune tu mie. De ce? Vezi că ai un punct roșu. Stai, mă spune, urmăriți-vă. Hai. Ai un punct roșu de la mine, ca să știi de pe acum. Îmi place că din ce în ce vă descurcați mai bine. Pentru că în primul episod nu prea s-a descurcat atât de bine lumea, nici în episodul al doilea, dar episodul ăsta se descurcă din ce în ce mai bine lumea. Așa, vreau ca fiecare să-și aleagă un chest, ok? Fiecare să aibă un chest, da? Un singur chest conține un bandaj sau ceva de genul. Cine că... Chestul respectiv, cine conține bandajul o să moară. Așa că aveți grijă ce chest alegeți, ok? Aveți grijă. V-ați ales chestul, da? Nu aveți voie să-l schimbați. Aveți grijă, un singur chest. La semnalul meu îl deschideți, da? 3, 2, 1 și... Stai, mă spune, deschideți-l. Hai. Holy. Ce părere ai? Ceva de spus? Nu! Nu o să mor, nu? Bă, și cum am ratat, ver, mamă, cum am ratat. Hai, stai, mă spune, veniți după mine. Avem aici o grămadă de impuls grenade-uri. E pe același sistem, da? Lutați impuls grenade-uri, stai, mă spune, lutați impuls grenade-urile.
luați un impuls green aici, stai mă spune. Iar stai mă spune, începeți jocul. Ajungeți cât mai departe, hai, primul. Cât mai departe să ajungeți, stai mă spune, hai. Tăi. Mă. Stai acolo, nu te mișca de aici, nu te mișca, stau aici lângă tine așa, hai. Go. Cât mai departe. Hai, dă-i. Să știi că nu ești neapărat pierzător, pentru că poate să fie cum a fost pisica atunci. Așa. Dă-i. Pisico? Și tu, hai să vedem dacă are emoții. Și bine. Ceva de zis în apărarea ta? No! No! Nimic. Pare rău, Claudiu. Acum puteți veni după mine. Haideți după mine. Asta a fost așa un scurt test, să văd dacă mă așteți atent. Stai mă spune, veniți după mine, hai. Avem aici 5 uși. Fiecare să-și aleagă o ușă. Cineva nu o să aibă o ușă. Hai, stai mă spune, alegeți-vă fiecare câte o ușă. Stai, nu intrați, nu intrați, nu intrați, nu intrați, nu intrați, alu, nu intrați. Stai mă spune, alegeți-vă câte o ușă, hai. Da, sunteți siguri? Gata? Sunteți siguri? 3, 2, 1... Stai mă spune să intrați, hai, intrați, stai mă spune, intrați. Bom. Stai mă spune, întorceți-vă. O ușă a fost capcană, dacă nu v-ați dat seama. Hai, întorceți-vă, stai mă spune, întorceți-vă. Întorceți-vă aici, la mine. O ușă a fost capcană. Acela a murit, din păcate. Mai sunteți 3 în viață, hai, stai mă spune, veniți pe mine. Acum, o să vedem care reușește. O să jucăm un pic golf. Vrei să jucăm golf? Stai mă spune, dați din cap. Nu vrei să jucați golf? Oricum o să jucați golf, stai liniștiți. Simon spune, care bagă ultimul bila în interior, pierde și moare. Ok? La nivelul meu, la semnalul meu, doamne. 3, 2, 1 și... Care o bagă ultimul Hai, hai, hai. Da, bravo, tu ești GG. Hai să vedem cine bagă acum. Fiecare cu bila lui. Gata, stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Cineva a căzut. Asta înseamnă că ești câștigător. Bravo. Haideți la ultimul nivel. Ți-ai mă spune, haideți la ultimul nivel. Deci, am rămas cu cele două fete. Vreau să-mi spuneți acum în comentarii, cum am făcut și la ultimul episod, să văd care reușește să ghicească. Dacă ori Galaxy, ori Disco, eu așa o să le numesc, deci Galaxy sau Disco. Vreau să spuneți în comentarii care dintre cei doi o să câștige. Deci Galaxy sau Disco. Vreau acum să puneți pauză la clip și să-mi spuneți în comentarii Galaxy sau Disco. Care dintre aceștia o să câștige? Uite, Galaxy-ul e nebun. Ok, fiecare Galaxy, uite, la player 2 și tu Disco la nu știu care e denumirea la ambele skin-uri. Stai mă spune, hai, puneți-vă acolo. Am uitat să zic, stai mă spune, bă, deci chiar se gândesc bine, se gândesc bine, hai. Stai mă spune, duceți-vă prin tunel, hai, da, duceți-vă prin tunel, stai mă spune, duceți-vă prin tunel. Ok, la semnalul meu, bătălia finală, da? 3, 2, 1 și... Hai, aruncați-vă acum, stai mă spune, aruncați-vă. Stai mă spune, aruncați-vă și luați-vă un Infinity Blade, rapid. Ia să vedem acum cine câștigă. Băi, eu îl pun pe, hai să zicem, Galaxy, nu știu, că-mi place skin-ul. O să zic Galaxy, că-mi place skin-ul. Spune și... Ia să vedem. Mamă, 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 cât de close e. Oh my god, Disco! Disco, bă! Ai câștigat! Felicitări! Felicitări, așa vreau să te văd, vreau să te văd fericit, pentru că tocmai ai câștigat 1000 de V-Bucks! Felicitări, așa e cum te cheamă! Bum! Am înțeles. Mai dăm o dată. Te cheamă Odai cu mâra! Bravo, frate, Odai cu mâra! Felicitări! Ești oficial câștigătorul episodului 3 de Simon Spune! Nu știu ce legătură are asta cu faptul că ai câștigat, dar... Mersi, mersi! Hai, te pup dulce! Nu uitați, guys,
să dați pe butonul de like dacă vreți să mai facem clipuri de acest gen, să facem peste 1500 de like-uri la acest clip dacă vreți să mai facem. Și eu am fost Andrei, alături de acești abonați minunați și bine am stare, v-am străzat. Bye, bye!